Boris Johnson pleacă luni din Downing Street la fel cum a ajuns, cu un aspect neîngrijit, veșnic, ciufulit și la fel de controversat. Pe Boris poți să-l iubești sau poți să-l urăști, dar pur și simplu nu-l poți ignora. Uite povestea. În 1997 candidează fără succes pentru un loc în Camera Comunelor din partea Partidului Conservator. Curând după aceea, Johnson începe să apară într-o serie de emisiuni TV, iar din 98 frecventează programul Have I Got News For You de la BBC. Între timp mai și scrie și publică 4 cărți. Comportamentul năucitor și replicile tendențioase l-au transformat într-un politician popular. Have a cup of tea. Will you apologize for your comments? Would you like a cup of tea? Yeah, sure. Keep going. Have a cup of tea. Thank you, thank you. Do you regret your comments? Have a cup of tea. Thank you very much. There you go. Do you regret your comments, yeah, sir? I want you to have a cup of tea. În 2001 câștigă un loc în Parlamentul Britanic și începe o carieră politică nelipsită de picanterii. 3 ani mai târziu demisionează din funcția de ministru al artelor în urma unor zvonuri despre o aventură cu o jurnalistă. În ciuda mustrărilor publice, Johnson este reales parlamentar. În 2008 ajunge primar al Londrei, mandat pe care îl recâștigă. În cursul mandatului său a interzis consumul de alcool în transportul public și a introdus un sistem de închiriat biciclete poreclit Boris Bikes. În 2015 se întoarce în Parlament. Un an mai târziu, Johnson devine purtătorul de cuvânt principal al campaniei Pleacă în referendumul privind Brexit. În 2019, Theresa May demisionează în urma respingerii repetate de către Parlament a acordului său de retragere din Uniunea Europeană. Boris preia șefia Partidului Conservator, iar pe 24 iulie acceptă invitația reginei Elisabeta II de a forma o nouă administrație. Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. And I am forming a new government, and on Monday, MPs will arrive at Westminster to form a new parliament. În noiembrie 2021 izbucnește scandalul Partygate. Ies la suprafață rapoarte conform cărora Johnson și membrii ai cabinetului din Downing Street 10 au dat petreceri în pandemie încălcând restricțiile impuse chiar de ei. Johnson i-a cerut scuze de câteva ori reginei, parlamentului și poporului britanic, motivând că nu a știut că nu avea voie. Pentru cele 8 petreceri din pandemie, poliția a emis 126 de amenzi, inclusiv pentru fostul premier. I urge you, at this moment of national emergency, to stay at home, protect our NHS, and save lives. And I want to begin today by renewing my apology to the House, to the whole country, for the short lunchtime gathering on the 19th of June 2020 in the Cabinet Room, during which I stood at my place at the Cabinet table and for which I received a fixed penalty notice. În final, ai fi crezut că Boris Johnson ar fi vrut să-și folosească ultimele 2 luni de mandat pentru a consolida ceea ce a mai rămas din reputația sa deja zdrențuită, dar nu. Principala lui realizare a fost să se asigure că își poate folosi cea mai mare parte din indemnizația de vacanță. Deși majoritatea oamenilor ar întreba vacanță de la ce, petrecerile și felul în care și-a condus guvernul i-a făcut pe britanici să spună bye bye Boris.